Ziua cânepii a fost sărbătorită în gâlgăul Almașului, județul Sălaj, în data de 5 și 6 august, eveniment inclus în proiectul Drumul Inului și Cânepii, proiect de păstrare și continuare a identității și tradițiilor ancestrale. La Grădina Zmeilor s-au desfășurat activități de divertisment, culturale și educative, ateliere de lucru și demonstrative, târg al meșterilor populari autentici, întreprinzători din domeniul agriculturii, dezbateri cu oamenii satelor despre importanța reluării culturii și procesării celor două plante tehnice, inul și cânepa. După ziua de ieri, de la Grădina Botanică, unde am avut o dezbatere cu investitori, cultivatori și procesatori de cânepă, astăzi prezentăm mai multe evenimente, ateliere. Ateliere legate de cânepă. Facem un fel de educație prin divertisment. Am o trupă de teatru, Teatru Labirint, Portabil, Teatru Destin, de păpuși din Timișoara, pentru că noi avem o asociație culturală, tradiții și identitate și în cadrul unei școli tehnice de arte românești tradiționale promovăm aceste obiceiuri și tradiții. Deci, în Grădina Zmeilor se vor desfășura pe toată suprafața Grădinii Zmeilor de 3 hectare și jumătate ateliere, cursuri, scenete din legende, tradiții, balade și obiceiuri și etape din cultivarea cânepii, făcute de acești tineri. Și vreau să vă spun că de câteva zile, de la 1 august, aici se desfășoară o tabără de voluntari veniți din Timișoara și, de fapt, nu din Timișoara, foarte mulți studenți, din toată țara. I-am rugat să se prezinte și am auzit Calafat, Galați, Brăila, Mehedinți, nu mai vorbesc de Sălaj, Cluj, Bihor, Zalău. Avem și din Zalău voluntari, totuși, un voluntar din Zalău. Suntem la ziua cânepii. De ce este atât de importantă cânepa, doamna Prodan? Cânepa ne-a însoțit peste tot. Ne-a însoțit de mii de ani, ne-a ajutat să ne îmbrăcăm, să ne facem case, să trăim sănătos. Și este păcat să o excludem din existența noastră, pentru că ne reprezintă ca popor. Face parte din ancestralul nostru. Și, vedeți, avem și o zână a cânepii care ne așteaptă. Această zână a cânepii, știți, întotdeauna poporul român, când a fost așa la ananghie și n-a mai văzut nicio salvare, l-a așteptat pe Făt Frumos să învingă zmeii, balaurii și alte celea. Vreau să vorbim puțin și despre Grădina Zmeilor. Se spune că este o legendă aici a locului. Am vorbit și despre cânepă, haideți să vorbim și despre Grădina Zmeilor. Ce este cu această legendă? Este, de fapt, Fata Cătanii, așa se cunoaște în sat. Grădina Zmeilor a apărut ca și denumire comercială, nu sună rău. Eu i-aș fi zis, de fapt, Grădina Zânelor. Până la urmă, pentru că vorbim de zâna cânepii, de zână bună, cele care au ocrotit aceste locuri. Și acest festival al cânepii este un pretext, până la urmă, să promovăm această zonă. Eu nu pot lua Grădina Zmeilor cu mine la Timișoara, pentru că acolo mi-ar fi mult mai ușor. Dar uitați că s-au mobilizat acești tineri și eu cred că tăvălugul acesta al tradițiilor nu mai poate fi oprit. A fost preluată stafeta de cei tineri. Sunt niște formațiuni stâncoase care seamănă cu oamenii, nu? Da, este fundul mării sarmatice cu roci vulcanice, dar și stâncile au o formă așa umanoidă, foarte plăcută. Din păcate, denumirea lor care este afișată nu este cea reală. Noi, ca țăranii, aveam alte denumiri ale noastre, așa, dar comercialul acesta puțin a denaturat realitatea. În schimb, aceste stânci sunt foarte cunoscute de foarte multă vreme și noi aici vrem să construim, mie mi-ar place, un sat de cânepă, dar vom începe cu o căsuță a cânepii. Un sat de cânepă, ce înseamnă asta? La ce v-ați gândit? M-am gândit la căsuțe naturale în care să folosim puzderia de cânepă. O casă de cânepă se construiește la Poarta Sufeleac la Cluj. Aici vom face o casă, dar zicem căsuță, că este mai micuță, care o să fie un experiment să-l promovăm pentru căsuțe naturale în zone protejate natural. În afară de faptul că m-am integrat în atmosferă prin hainele tradiționale, firul logic pare a fi că hainele tradiționale din ce sunt făcute? Din cânepă. Și cum comunitatea asta are nevoie de susținere, m-am gândit că nu o să fie un plus. Și în plus i-am adus cărți, lectură. Bănuiesc și vreau să fiu sigur că prin lectură, prin cunoaștere, o să înțelegem și necesitățile reutilizării cânepii sau cel puțin prevenirea dispariției acestui produs care străbunii noștri le-au folosit de mii de ani și au păstrat până în zilele noastre identitatea și tradițiile românești. De unde ați adus aceste cărți și ce faceți cu ele? De când am fost Badea Cărțana, am inițiat o campanie de donații de cărți
foarte mulți susținători. N-aș vrea să le spun că au renunțat la niște cărți. Au donat surplusul lor prin campania asta Badea Cărțan. Eu, la rândul meu, le-am donat celorlalți ca un simbol al activității Badea Cărțan aproximativ majorativei sale. El a cărat peste munți cărți, îi plăcea să zică, eu cerșesc lumina. În continuare, cărțile rămân o sursă de cultură. Și mi-aș dori să ajung în momentul când o să înceapă să se fure cărți, înseamnă că am ajuns la cultură. Conferențiar în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Și sunt prezentă la ziua cânepii, întrucât doresc să promovez cânepa ca și materie primă pentru obținerea unor produse alimentare funcționale, ceea ce înseamnă că, în afară de a ne hrăni, ne ajută să ne menținem sănătatea. Ne puteți explica mai în detaliu la ceea ce vă referiți? Adică putem obține produse alimentare pe bază de cânepă? Da, cu siguranță. În mod tradițional se obține uleiul de cânepă, care are o valoare extraordinară, având un echilibru fantastic între acizii grași omega-3 și omega-6, ceea ce încurajează o stare fiziologică ce înseamnă sănătate. De asemenea, proteina din semințele de cânepă este o proteină vegetală completă ce conține toți aminoacizii esențiali și poate înlocui cu succes proteina animală. Nu trebuie să uităm nici fibrele alimentare care se găsesc în învelișul semințelor de cânepă și toate aceste componente se regăsesc și în frunze. Frunza fiind poate o parte a plantei care a fost pe nedrept considerată deșeu și practic dată în cel mai bun caz hrană animalelor. Fibra, deci pentru îmbrăcăminte, dar și pentru alimente. Deci acestea sunt primele utilizări ale plantei de cânepă. Semințele pentru sectorul alimentar și fibrele pentru sectorul textil. Aceste utilizări au rămas până în zilele noastre ca utilizări principale. Ele au condus și la dezvoltarea de soiuri specializate pentru sămânță, soiuri de cânepă pentru fibră, dar ulterior s-au găsit și multe alte aplicații industriale, ca de exemplu plastice ranforsate cu fibre de cânepă, mai recent, mai nou, materiale de construcții, cărămizi pentru locuințe. Un alt domeniu mai de actualitate, de câțiva ani, se pune problema utilizării frunzelor, sau mai bine zis, a extractelor din frunze de cânepă pentru aplicații farmaceutice, nutraceutice. Dar cânepa ca atare poate fi folosită și ca combustibil, ca agent de încălzire a locuinței. Tocmai din aur am avut o discuție destul de aprinsă pe acest subiect. Ea ca fibră, ca plantă, poate fi utilizată pentru orice. Am înțeles că inclusiv mult, în domeniul auto a început să fie căutată. Nu este căutată de acum. De mai mult de 20 de ani există materiale plastice ranforsate cu fibre de cânepă cu aplicații în sectorul auto. Deci nu este o noutate. Doar că fiecare aplicație, pe măsură ce apar noi rezultate în cercetare, noi compuși, noi materiale, toate rezultatele cercetării vin să îmbunătățească soluții existente pe aplicația cânepii. Nu vă imaginați că acum s-au făcut pentru prima dată. Dar, așa cum spuneam, cânepa ca plantă este bună pentru foarte multe aplicații, aplicații care s-au cunoscut, acum dezvoltăm altele noi sau căutăm soluții sau aplicații noi. Și ce să vă zic, astăzi o să vedeți aici tot felul de ateliere de procesare și demonstrative pentru aplicații în sectorul alimentar, textil, construcții. Și mai era ceva în afară de construcții, nu? Cam astea erau atelierile astea. Artă, da, combustibil. Industrială din România, cu sediul la Suceava, și am venit aici la invitația doamnei Prodan și am vrea pe această cale să-i mulțumim din nou
Este o întâlnire la care trebuie să fim prezenți, pentru că noi suntem o asociație a producătorilor de cânepă. O întrebare poate puțin cam generală, pe care urmează să vă adresez, având în vedere calitatea dumneavoastră. Ce putem obține de cânepă în afară de ingrediente alimentare? Mă refer aici la partea industrială. Dați-ne câteva exemple concrete. Nu știu, vorbim de elemente în industria auto, în textile. Ce putem obține din ea? Deci cânepa este planta cu cele mai multe utilizări în lume. Sunt citate în literatura de specialitate peste 25.000 de utilizări diferite. Deci este o plantă pe care o putem folosi în industrie. Vorbim aici de industria auto, de industria construcțiilor, industria energetică, în alimentație, în medicină, în industria textilă. Deci practic sunt atâtea domenii că ne-ar trebui câteva ore să le enumerăm. Este o plantă minunată. Deci cred că este singura plantă care ne poate oferi o casă, mijloc energetic de a o încălzi, hrană, medicamente și haine. Nu este o altă plantă cu care să îmbrace tot spectrul. La ce vă referiți când spunem că ne poate și încălzi? Putem obține combustibil pentru centrale termice? Exact. Deci cânepa are o valoare energetică fantastică. Prin arderea unui kilogram de cânepă se obține aceeași valoare energetică cu arderea unui litru de motorină. Deci are o valoare ieșită din comun. Practic nu este egalată de o altă plantă. De asemenea, cantitatea de masă uscată produsă în decursul unui an este mai mare decât la orice specie agricolă cunoscută. Și totuși avem probleme cu legislația în privința cultivării de cânepă. Da, problema a fost până acum 2-3 ani, când legislația peste tot în lume, deci nu doar în România sau în Europa, a fost relaxată și fermierii au posibilitatea să cultive pe suprafețe mari cânepa. Bineînțeles că a rămas o cultură la care ai nevoie de o autorizație de cultivare, pentru că vorbim de o plantă psihotropă, însă există soiuri care au cu acest conținut de THC în limite mici, adică sub 0,2%, și pot fi cultivate pe suprafețe mari aceste soiuri fără nicio problemă. Este o autorizație simplă pe care noi fermieri o ridicăm de la Direcția Agricolă a fiecărui județ.